Îi mai ții minte pe primii 10 copii? Da. Oare eu îi mai țin minte? De l-am cunoscut de la început. Cel care a fost aruncat de tatălui de la etajul 4 într-o criză de... Așa. La ce vârstă? A aruncat pe geam? Da, pe geam. Pe la 8 sau 9 ani. A stat vreo 8 luni în spital și după aia a fugit. Fratele lui s-a sinucis, deci Dumnezeu știe ce a fost și cu copilul ăla. Copilul cu probleme de coloană pe care îl duceai din când în când la niște operații sau la ce? Nu, nu l-am dus la operații. L-am dus la un prieten care e ortoped. Nu i-am spus nimica, pentru că el se plângea tot timpul de dureri de cap. Și ăla mi-a spus, mă, a avut ceva, un accident, i s-au tasat vertebrele și toată viața o să aibă durerele. Nu e nimic, nu mai poți să tragi de vertebre. Și cu toate astea, el îmi spunea că stă la fereastră și se uită și o să vadă un domn care apare cu o boccerbo geamantan și ăla va fi tata și vine să-l ia. Mult timp, mult timp mi-a povestit asta. Practic, de ce îl iubea pe Tasu? Da, a fugit atunci, dar după aia, uitând... El era acela care scria scrisori sau nu? Sau e alt copil? Era unul care scria scrisori lui taicăsu o perioadă. Uite, adică, nu mai merg. Și care îl ruga pe taicăsu să-l ierte și să vină să-l ia acasă. Nu, nu țin minte. A stat până la vârsta majoratului? A stat până la vârsta majoratului, când și-a terminat forma de învățământ pe care așa... Și a avut o ofertă de la, să scurtez, de la o familie care l-au plăcut, l-au cunoscut, l-au plăcut și au zis vino la noi, ea era o fruntașii satului la ei, familia aia și o să te ajutăm să-ți faci și tu casă, nu știu ce, și a ales să se ducă la tată. Și în ziua de astăzi, îl am și pe Facebook, scrie extraordinar de frumos despre tată și despre mamă. Deci cumva l-a iertat. Toți iartă și le iau apărarea.